Cartea Tânărul Eugen Ionescu, tradusă în limba sârbă și publicată datorită librăriei de editare Zoran Stojanović din Sremski Karlovci, reprezintă o punte între culturile română și sârbă. Asta e o deschidere, o posibilitate de a cunoaște mai mult decât ce ni se oferă din vest. Asta a fost o mare surprindere. După ce am citit cărțile astea, să-mi dau seama că noi numele și Cioran și Ionescu le primim din Franța și trebuie să le folosim așa. Și noi tot ce primim, primim din Franța. Și m-am gândit, stai așa, de la Paris până în Belgrad e drum lung, dar Bucureștiul ne e aici. România ne e aici și noi de aici nu primim nimic. Și cu asta se poate face o discuție foarte... foarte frumoasă, mai ales în contextul diferențelor între culturile mici și culturile mari. După cum ne-a mărturisit tânăra Maria Nenadici, activitatea ei de traducătoare va continua. Următorul volum care va fi tradus în limba sârbă este Cioran, o mitologie a nedesăvârșirilor, tot de profesorul Eugen Simion.